și vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici. Aceiași mulțumit le aducem și biserici de la Tismara, care pe cât au oferit niște condiții foarte plăcute. Am nezbiș Mărescu, sunt inginer mier de profesie, am fost și sunt, așa? Și sunt președintele Consiliului Județean al Persoanelor Văznice, Păgoși. Aș vrea să vă vorbesc despre acest Consiliu, atribuțiile și răspunderea care le are Consiliul. În baza legii numărul 16/2000, în toată țara românească, au luat ființă aceste Consilii Județene ale Persoanelor Văznice. De ce? Pentru că, pe vremea aceea, conducerea țării a fost întrebată de cei din afară, mă, voi, pentru persoanele astea zbunite. Ce faceți cu ei? Au pensionat, noi ce le băi, noi facem nimic. Păi nu se poate lua. Și atunci i-au hotărât, în baza legii, să ia ființă în fiecare județ din țară aceste Consilii a persoanelor văznice. Noi, ca și Consiliul al persoanelor văznice, avem relații și putem să facem intervenții la nivel de ministere, la nivel de guvern, la nivel de președinte, la nivel de Consiliu Județean, la nivel de primărie și așa mai departe. Avem relații, vă spun, cu Poliția, cu Comunitatea și cu Biserica de la Târgu Jiu.